Domnule Dan Herțeg, ne întâlnim din nou la Arad, suntem aproape de casa dumneavoastră. Cum vi se pare expoziția Agromalim din acest an? Bună ziua, bine ați venit la Arad, bine ați venit în vestul României. Cred că e cel mai reprezentativ târg din zona noastră, chiar din zona Ardealului. E un târg în expansiune, un târg din ce în ce mai mare, locuri de parcare din ce în ce mai multe, din ce în ce mai civilizat. Mi se pare un târg de calitate foarte bună. Ați pus ochii pe ceva utilaje, pe ceva tractoare? Am pus ochii, dar am luat utilaje chiar recent, acum o lună înainte de târg. Ce investiții ați făcut, dacă tot ați adus în discuția asta? Anul ăsta, în primăvară, am luat o combină de 300.000 de euro, iar acum o lună am luat un tractor cu două utilaje lângă el, aproape de 500.000 de euro. Vă opriți aici, continuați să investiți. Cum vedeți viitoarele politici agricole europene? Vorbesc de o posibilă plafonare a subvențiilor. Vă temeți de asta? Cred că începem să ne pregătim de ea. Nu o să ne mai temem. Ne-a fost frică, ne este încă frică, dar nu o să scăpăm. Probabil că ne plafonează la 100.000 de euro subvențiile. Probabil că va fi mai scumpă mâncarea. Nu știu ce se va întâmpla, să vedem. Politica agricolă comună pare interesantă și din ce în ce mai departe de noi. În primii ani ziceau că subvențiile în Europa vor scădea, iar în România vor crește. Acum, când subvențiile ar trebui să se echilibreze cât de cât și în România, ca și în toată Europa, le plafonăm. Pentru că România va avea probabil cel mai mare impact negativ pe subvenția asta, pe blocarea subvenției, pe suma de 100-120.000 cât se vorbește de euro pe exploatație agricolă. Sunteți un om al calculelor, care vă place foarte mult să faceți calcule economice. În ce măsură vă va afecta această măsură? Păi, momentan suntem la un nivel al subvenției de 300.000 de euro. Dacă rămâne 100.000, e o diferență de 200.000 de euro, undeva la 1.800-2.000 de hectare pe una din exploatații, pe cea mai mare, va fi o pierdere de 200 de euro pe hectar. Probabil un profit infim de 50-100 de euro pe hectar. Ne vom opri din investiții, probabil ne vom opri din tehnologii noi, vom merge mai încet, cu pași mai mărunți și nu vom mai ajunge Europa civilizată, care ne simte deja un exportator net de cereale la prețuri bune, concurențiale pentru ei, și probabil că de aceea se dorește ca noi să ne oprim la subvențiile de 100.000 de euro. Cum a fost anul acesta agricol pentru dumneavoastră? Campania de primăvară, să zicem, sau de vară, când ați recoltat grâu, și acum când mă gândesc că sunteți în plină campanie de recoltat porumbul? Am avut un an foarte bun, putem să-i spunem o excepție, 42 de zile în primăvară când nu a plouat. La grâu ne-am chinuit un pic, am avut și noi ploi multe, dar putem acum zice bucuroși că a meritat să ne chinuim pentru porumbul pe care îl recoltăm în zilele astea de 12, 13, 14, chiar 16 tone la hectar. Un an excelent pentru porumbul, un an excelent pentru noi, pentru fermierii, cred că din vestul României. Spuneți-ne și despre grâu rapiță, cum ați ieșit? La rapiță 4.839 de kilograme am ieșit media pe exploatație, la porumb 8.519 kilograme pe o exploatație, pe o comună, pe Semlac, peste mure 6.900, la porumb s-a recoltat 11.500, 11.700 pe Secusigiu, iar pe Semlac 12.000, 12.500, 13.000, adaug aici că terenul pe Semlac e lucrat de 20 și ceva de ani, pe Secusigiu de 2-3 ani. Mai devreme discutam și spuneați că floarea soarelui nu vă încântă neapărat ca și o cultură, dar aveți nevoie de ea. Floarea soarelui, din păcate, nu este opțiune, este ceva necesar pentru noi. Dacă în 10-15 zile nu ne vine ploaie, parte din rapiță este răsărită, ce s-a semănat în toamna asta este răsărită, și dacă nu vine ploaia în 10-15 zile, o să o pierdem, va trebui să punem ori grâu, ori rapiță. Unde am avut 2 ani de grâu, nu mai mergem al treilea an pe nouă cultură, probabil că o să mergem pe floare. Floarea și anul acesta nu este plătită, este 1 leu și 10 bani, 1 leu și 5 bani, nu cumpără nimeni, toată lumea e blocată, porturile sunt blocate, nu știu ce se întâmplă, se mișcă foarte încet trenurile, întârzie 3 săptămâni, o lună, toată lumea se blochează, magazinele, silozurile sunt pline și de aceea probabil că floarea nu și are locul de a se vinde repede și nu cred că este opțiune pentru noi cei din vest. Apropo de valorificare, cu cât ați dat grâu și rapița? Ei, grâu, rapița am vândut-o cu 1,56 lei, 1,58 lei și ultima ce a mai rămas la 1,61 lei. Grâu nu l-am vândut, m-am ambiționat și am zis că trebuie să crească prețul la grâu. Am făcut un împrumut fără probleme de
la Unifeneu. Am vândut greu săptămâna asta, marți, un tren de 1500 de tone cu 780 de, cu 78 de bani kilogram, 780 de ron tona. Și cât era la recoltare? 60 de bani. A meritat această diferență, să zicem? Un 30% în două luni de zile, eu zic că este un preț bun, este un câștig foarte bun și de aici se face marea diferență. Mai aveți pe stoc? Ați păstrat și pentru la iarnă, pentru primăvară? Mai avem 8.000 de tone pe stoc, mai vindem probabil în noiembrie 2-3.000 de tone și celălalt la primăvară împreună cu porumbul, 7-8.000 de tone de porumb, cele mai depozităm până în primăvară.